Sinfonia culorilor se numește expoziția de pictură vernisată la Centrul Cultural Pitești de Venera Toma. Născută în anul 1934 în orașul Costești, autoarea a fost învățătoare la școlile din localitate timp de 6 decenii. De arta penelului este atrasă din frage de copilărie și se pare că moștenește talentul tatălui său. Venera Toma expune de la vârsta de 8 ani și se mândrește cu numai puțin de 3670 de tablouri. Artista nu vrea să-și vândă lucrările, ci le donează instituțiilor care îi găzduiesc expozițiile. Așa se face că picturile Venerei Toma se află în diverse locații din țară, dar și din Danemarca, Norvegia, Rusia și Australia. Manifestarea de la Centrul Cultural Pitești a fost organizată în colaborare cu școala numărul 20 Tudor Vladimirescu. Directorul unității de învățământ, Nicolae Georgescu, a fost unul dintre elevii autoarei. Despre doamna mea învățătoare nu am decât cuvinte de laudă. Dacă ar fi să răspund strict la întrebarea doamnei Carmen Dumitrache, a spune... Da, era la fel de blândă și atunci ca și acum. Știu că reușea să ne țină în clase și în pauze cu această metodă foarte atrăgătoare, și anume pictura. Mi-aduc aminte că, indiferent dacă eram sau nu talentat, și trebuie să recunosc că n-am fost niciodată talentat la pictură, doamna învățătoare reușea să ne dea fiecăruia dintre noi câte o activitate de făcut. Și la un moment dat ajunsesem în clasa a patra, experți l-a făcut chiar și ramele tablourilor. Nu e puțin lucru, poate unii dintre dumneavoastră ar putea zâmbi ce rol are rama la un tablou. Avea un rol foarte important, mi-aduc aminte, ne punea din câteva scândurele, ne dădea la dispoziție o cutie cu aracet și vată și reușeam să facem, cei care nu aveam talent la pictură, să completăm acele creații. Eu mă bucur foarte mult că, după un timp destul de îndelungat, am reușit să îmi regăsesc învățătoarea și să o regăsesc, practic, în aceeași stare și fizică și morală, așa cum am lăsat-o în urmă cu ani, și anume acea pasiune și acel suflet care nu poate fi distorsionat sub nicio formă de conjunctura și situația, eu știu, economică, politică sau de altă natură. Doamna mea învățătoare este la fel ca și acum 30 de ani. Aș vrea ca să mulțumim din inimă doamnei învățătoare care ne-a dat astăzi încă o dată ocazia să privim în sufletele noastre, ale voastre și ale tuturor. Pentru că a face artă nu este la îndemâna oricui. Iar pentru a face artă, trebuie să ai un suflet extraordinar de sensibil. Când am pătruns aici, am făcut așa ocolul și m-am oprit. Am găsit răgazul acela senin să mă opresc în fața fiecărei picturi. M-am liniștit, m-am bucurat, am simțit din nou emoția, emoția regăsirii. Am zărit-o pe doamna învățătoare într-un colț, acolo era într-un grup. Nu o cunoșteam, dar să știți că numai privindu-i chipul mi-am dat seama că pictorița noastră este doamna învățătoare. Chipul blând, o sinănătate a ochilor și un surâs, un surâs cald. Se spune că un dascăl oferă atât hrană spiritului cât și sufletului. Și doamna învățătoare a reușit din belșug să ne ofere, cu ajutorul unui simplu penel, atâtea minuni. Privind exponatele, parcă ne întoarcem în lumea copilăriei, unde totul devine posibil. Ne întâmpină o explozie de vegetali, un univers floral în care elementul uman pare că face parte din peisaj. Tonuri optimiste, impresia de seninătate
plecare, doamna învățătoare și artista, din plin a reușit să le transpună estetic. Intrând mai devreme în această expoziție, văzându-o și eu, precum doamna Tatiana, pe doamna învățătoare Venera Toma, într-un colțișor cuibărit acolo, am trăit următoarea stare de emoție, până la urmă despre emoție este vorba. De foarte puține ori în ultima vreme mi-a fost dat să văd în ochii unui adult seninătatea, gingășia și curățenia pe care îndeopște le găsim în ochii unui copil. Cu alte cuvinte, am avut ocazia să verific cu data, o știți și voi, ochii sunt oglinda sufletului. Ei bine, merg mai departe și spun că această expoziție este oglinda sufletului doamnei învățătoare Venera Toma. Este vorba, în primul rând, aici despre natură. Doamnei îi place să trăiască în natură, să respire natura, dar dacă veți gândi în dreptul fiecarei lucrări, dacă veți gândi-o pe fiecare parte, veți ajunge la concluzia că nu-i natură pur și simplu, nu-i decupaj pur și simplu, este vorba despre natură transfigurată, ceea ce înseamnă că suntem în prezența unei artiste pur sânge, a unei artiste autentice. Este un spațiu care nu poate decât să ne aducă nouă atâta bucurie pe simezele căruia sunt așezate minunile unei doamne. Zic minunile unei doamne pentru că aceste lucrări fac parte din sufletul nostru. Nu mergem pe ideea modernismului sau idei care nu pot fi înțelese oricând și de oricine. Drept pentru care simplul motiv pentru care dumneavoastră, majoritatea copiilor, elevilor, sunteți prezenți aici, sunteți prezenți pentru că vedeți în fața dumneavoastră o artă care o înțelegeți și o simțiți. Intrând în această sală deodată, m-a impresionat lumina și culorile vii din aceste tablouri. Și mi-am spus, domnule, arta, indiferent că e muzică, e dans, că e pictură, păstrează o tinerețe veșnică a sufletului. Și iată, tinerețea se revede, se reflectă pe acest pereț. Exact ce spuneau și sufletul doamnei este expus pentru toată, pentru toți cei care știu să vadă, știu să-l simtă, îl simt deja așa cum îl vedeți și dumneavoastră. Sunt culorile atât de plăcute încât privindu-le îți dai seama cum este și realizatorul acestor. Mă bucur că v-a plăcut ceea ce ați văzut și mi-e foarte din tot sufletul vă spun că dacă vreți să fiți cu adevărat niște filozofi ai naturii, ca să zic așa, hai. Gândiți-vă nu la jocuri, nu la alergări, nu la diferite prosioare sau numai la culori. Ați închis ochii dincolo de toate să vedeți culorile. Eu iubesc mulți copii, chiar dacă nu-i cunosc munceamă, puțin mă interesează numele lor. Și tocmai pentru asta am făcut aproape pe fiecare tablou floricele. Aceste floricele vă simbolizează pe ei. Mi sunteți dragi și să nu vă uitați niciodată. Așteptam și eu, dar nu am vopsele, dar nu am știu ce, nu. Vopselele le aveți întâi în suflet și apoi le luați din natură. Plecați pe cum, vedeți o floricică, îi luați petalele roșii. Chiar dacă nu aveți râdie pe pienicica voastră, schițați floricică, iarba verde, o frunzuliță. Mai departe, vedeți un acoperiș frumos. Nu vă e. Poate pe cearta, mamă, au eu am murdărit buza, au eu am murdărit. Jos! Pe terenul pe unde călcați, trebuie o casă, un cumișor, o păcuță, un soare, o apă,
natura. Voi sunteți flori de natură. Voi, toți sunteți niște flori și fărăceri. Eu aproape că am emoții. Te duci cu vitele în câmp, hai, voi sunteți orășeni. Dar vorbesc de ceilalți. Așezați-vă și acunați frunze, mai închise la culoare, mai deschise la culoare, petale de flori, de care culori vă plac. Și începeți și adunați culorile la un loc, schițați ceva, să vedeți ce îndrăgiți voi pictura. Și oricine va spune, a, nu e frumos, nu este adevărat. O singură trăsătură de pensul sau de creion sau și de alte materiale vă spune ceva sufletului. Voi știți cum am învățat eu să pictez? Nu mă credeți. Și veți râde, dar mai târziu îmi veți da dreptate. Da. Luam o măliguță și cum o măliguță întindeam și făceam o mânuță, picioare, puneam iarbă uscată, păr, la un fir de iarbă care contura o față, așa. Sau pâinică, din pâinică făceam mici statuiete pe care le coloram, tot cu de-astea de-ale naturii. Petale de flori, diferite culori. Iarbă, de-aia zic, adunați-vă de acum, puneți-le că iarna n-aveți de unde să luați, dar aveți la fereastră floricele, luați și imediat conturați o floare sau un murel sau un trandafir sau un bobocel care seamănă cu voi. Să nu vă uitați niciodată la cineva, oh, ce frumos e interiorul sufletul este mai curat și mai scump ca orice pe Expoziția Venerei Toma rămâne deschisă la Casa Cărții până la finele lunii octombrie.